Biblioteca Multimedia Maia Martin. Venise satul îmbrăcat. Autor Gabi Schuster. Venise satul îmbrăcat în fuste negre și cămăși cusute. Prosoapele noi, de pomană, atârnau pe umerii crucii nescrise. Lumânările strâmbe alungau duhurile din jurul colacilor cu intarsii palide de post. Coliva se ascundea în coș sub șervetul de zestre. Broboada cu bocet pusese stavilă morții, venită mereu prea devreme. Lasă-l bre să moară, mortul, 3 zile l-a întors. Sufletul nedumerit nu știa încotro. Prohodul amețit de tămâie umbla de la unul la altul până în tur la bisericii. Țăranul, cu ochii plecați, se întreba dacă Dumnezeu îl vede. Șopronul cu găleți. Autor Gabi Schuster. Găleata cu apă de la Dinu spală fața de dimineață a bunicii și dinții cu degetul muiat în sare. Saltarul strâmb cu linguri de lemn înflorite în cuțit miroase a cari. Treptele 3 urcă pe beci la odaia neîncăpută de perne. Se aud rotănile din ogradă. Vatra cu ochii concentrici are gura îndesată până la flacără, până la horn cu cocen de porumb și cu coarde de viță golite de ciorchinii cu vin. Turtele se rotesc ca grâu copt, semănat, secerat, vânturat, măcinat, fierbinți printre buze. La masa rotundă, sprijinită în 3, se rotesc scaunelele scunde. Aburul mămăligii tăiate cu ața așterne fața curată a cinei de seară. Sub lampa cu gaz și fitil, în care lumina albuie, tremură de funingini și fluturi, carpeta cusută în crucile albastrului din rochița rândunicii, grăiește. Trandafiri și viorele pentru ochii dragei mele. Masă bună am gătit și aștept omul meu iubit. Polița cu ochelari analfabeti odihnește Biblia deschisă, din care țăranca cu fotele negre recunoaște numai fața lui Dumnezeu. Plouă cu soare în scoc. Mă duc să plătesc moartea, să nu vină. Lectura Maia Martin.